În cadrul campaniei electorale, prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, a efectuat o vizită la Glodeni. În timpul deplasării, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova a prezentat platforma electorală a fracțiunii pe care o conduce și s-a întâlnit cu cetățenii raionului. Moldova fără sărăcie, anume cu acest slogan apășit în campania electorală curentă Partidul Liberal Democrat din Moldova. Duminică, în incinta Centrului de Cultură Glodeni, președintele fracțiunii Vlad Filat s-a întâlnit cu cetățenii raionului și a ținut să-i convingă că sloganul cu care merge la alegeri este unul real și cu un bine definit substrat financiar. Urmează să continuăm acțiunile pe care le-am întreprins în acest an, ca în consecință să avem nu doar atmosfere, dar să avem condiții în care să asigurăm investițiile atât necesare, atât interne cât și externe, ca rezultat să avem deschise acele locuri de muncă atât de necesare pentru Republica Moldova. Și acest număr pe care ne-l propunem noi în 4 ani de mandat este de 100.000 de locuri de muncă. Deși referendumul a eșuat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova susține că evenimentul din 5 septembrie a asigurat o bună pregătire pentru alegerile din 28 noiembrie. Vlad Filat a mai declarat că speră că și după alegeri, într-o componență sau alta, alianța își va continua activitatea. Referendumul a fost un pas care cu certitudine o să determine un rezultat categoric pozitiv în aceste alegeri. Deci eu aștept ca în urma alegerilor din 28 noiembrie Republica Moldova să vină cu o situație în care să aibă puterea constituită integral și să poată să miște cu pași cadențați înainte, spre un viitor care să ofere cetățenilor drepturi, libertăți, bunăstare. Ce viitor va avea alianța după alegeri? Alianța va exista pentru că este necesar să asigurăm o guvernare democratică în Republica Moldova. Forma acestei alianțe, participanții în alianță, urmează să fie determinată de rezultatul votului. Cetățenii prezenți la eveniment nu au întârziat să adreseze întrebări președintelui PLDM, care au vizat diverse sfere sociale. Evenimentul a culminat cu un concert prezentat de Orchestra de Muzică Populară Lăutarii. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri.